Pentru o zi, Moineștiul a fost gazda unui eveniment deosebit, mountain bike. Aici, la Moinești, au venit sportivi din întreaga țară. Este cu atât mai mult de felicitat primarul și Consiliul Local pentru că au sprijinit îndeaproape și consistent, putem spune, această competiție. Domnule primar, încă o dată bine v-am găsit. Cum a fost Moineștiul la ceas de sărbătoare? Pentru că astăzi capitala acestui frumos sport este aici la Moinești. Da, iată că suntem la 6-a ediție a acestui eveniment, un eveniment care aduce în municipiul Moinești concurenți din alte zone ale țării, ceea ce ne și dorim foarte mult de promovarea municipiului Moinești, că știți cu toții, am devenit stațiune turistică din februarie 2017, ceea ce înseamnă că ne dorim să fim promovați atât pe teritoriul țării cât și în afară. Acesta este un eveniment inclus în calendarul de evenimente al municipiului Moinești pentru promovarea municipiului. Este un eveniment care are loc la doar două săptămâni după zilele orașului, când trei zile am desfășurat aproximativ 23 de activități în cadrul acestor ediții de anul acesta. Săptămâna trecută, tot pe această scenă, am avut săptămâna mobilității europene. Scena a fost finalizată în urmă cu 6 săptămâni. Niciun weekend nu a fost lipsit de evenimente în acest parc, realizat tot printr-un proiect de promovare turistică a orașului, un proiect cu finanțare europeană. Iată, foarte, foarte multe acțiuni aici la Moinești și, desigur, noi suntem de fiecare dată, atunci când ne solicitați, televiziunea noastră urmărește îndeaproape activitatea dumneavoastră, mai ales că toate aceste acțiuni au o tradiție mai veche. Ce vă propuneți până la finalul anului acesta? Mai avem până la finalul anului o ediție de plantări. În fiecare an, împreună cu OMV, care și astăzi este partener și asociația activ, cărora țin să le și mulțumesc dacă tot am amintit de ei, vom avea acțiuni de plantări în luna octombrie, vom avea evenimente dedicate zilei de 1 decembrie, evenimente dedicate un concert de Crăciun, dedicate Crăciunului, concertul de Crăciun și, nu în ultimul rând, pe 27 decembrie, promovarea tradițiilor de Crăciun. Iată un an plin de tot felul de activități, dar foarte importante, bine structurate, bine organizate. Nu ne rămâne decât să vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră și să le transmitem telespectatorilor noștri din întreaga țară, dar și celor din străinătate, că stațiunea Moinești este pregătită oricând, în orice sezon, pentru oaspeți. Dacă vă mulțumim. Chiar cu proiecte noi, pentru că s-au deschis linii de finanțare, cred că o să depunem proiecte și poate vom primi și finanțare să realizăm obiective turistice în municipiul Moinești. Țin la final să mulțumesc tuturor celor implicați, mulțumesc bunului Dumnezeu că n-am avut evenimente în această zi, vorbeam de cei implicați de activ din nou, asociație care are multe proiecte în parteneria cu Primăria Moinești, OMV-ului, un partener de bază, să mulțumesc celor care s-au ocupat de realizarea, să spun așa, pe teren, a voluntarilor, a celor din Primăria Moinești, colegilor mei, poliției locale, poliției municipale, pompierilor, doctorilor și asistenților care au asigurat asistența medicală și nu în ultimul rând cetățenilor din municipiul Moinești care au participat și care sunt alături de noi la toate evenimentele. De asemenea, știți cu toții că azi am avut și un târg de promovare a produselor locale și a tradițiilor. Au participat câțiva producători cu diferite produse, au participat și cei de la Clubul Elevilor, au susținut un spectacol, a fost o atmosferă de sărbătoare în municipiul Moinești. Vă mulțumim foarte mult, a fost o zi frumoasă, vremea a ținut cu noi, cu organizatorii, cu sportivii. Nu ne rămâne decât să promitem telespectatorilor noștri că de fiecare dată vom fi prezenți aici pentru a le împărtăși și celor care se uită în acest moment la Exclusiv TV despre aceste lucruri deosebite de la Moinești. Domnule primar, mulțumim pentru interviu. Eu vă mulțumesc, Exclusiv TV mereu prezentă la evenimentele din Moinești. Mulțumesc!